Ordinul șefului statului major al forțelor aeriene numărul API 7 din 19 iunie 2015. În baza articolului 20, precum și articolului 50 din Ordinul Ministrului Apărării Naționale numărul M102 din 10 septembrie 2012 privind sistemul de distinții militare din Ministerul Apărării Naționale, pe data de 1 iulie 2015 se conferă emblema de onoare a forțelor aeriene Regimentului 30 Gardă Mihai Viteazul cu prilejul aniversării a 155 de ani de la înființare, în semn de apreciere a înaltului profesionalism și a rezultatelor meritorii obținute de personalul unității în îndeplinirea misiunilor specifice ce i-au fost încredințate și pentru buna desfășurare a activităților în comun cu forțele aeriene, cinstind astfel locul și rolul acestei prestigioase structuri în cadrul Armatei României. Semnează șeful statului major al forțelor aeriene, general-major Laurian Anastasov. Dau citire ordinului șefului statului major al forțelor navale numărul EOFN din 200 din 26 iunie 2015. Se conferă emblema de onoare a forțelor navale Regimentului 30 Gardă Mihai Viteazul. Semnează șeful statului major al forțelor navale, contraamiral dr. Alexandru Mărșu. Dau citire ordinului șefului statului major general, numărul SPD-64, din 15 mai 2015. În semn de apreciere înaltului profesionalism, precum și pentru meritele remarcabile obținute în întreaga carieră, cu prilejul aniversării a 155 de ani de la înființarea Regimentului 30 Gardă Mihai Viteazul, șeful statului major general conferă emblema de onoare a statului major general următorilor generali și ofițeri. Domnul colonel Dumitru Mărăcineanu, domnul colonel Gheorghe Onișor, domnul general de brigadă Gheorghe Cernat, domnul general major dr. Corneliu Duță, domnul general de brigadă dr. Gheorghe Jilavu, general de brigadă dr. Ioan Cotropai, colonel Marian Tudor, colonel Dorel Bejan. În semn de profund respect la acea de-a 155 aniversare, celor ce au scris istoria unităților de gardă și în clipele de sărbătoare, dar mai ales în vremurile grele ale celui de-al doilea război mondial, Regimentul 30 Gardă Mihai Viteazul are onoarea de a oferi placheta de onoare domnilor general major în retragere Constantin Ispas și domnului general de brigadă în retragere Viorel Cosma, veteran de război și veterani ai unităților de gardă.
Bună ziua! Urmează ceremonia decorării drapelului de luptă al regimentului 30 gardă Mihai Viteazul. Pentru modul exemplar în care a asigurat intervenția efectivelor din subordine pentru paza obiectivelor încredințate, președintele României decretează. Articol unic. Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de ofițer, cu un semn pentru militari, drapelului de luptă al regimentului 30 gardă Mihai Viteazul. Semnează președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis. Foto! Doamnelor și domnilor, îl invit în fața formației pe domnul caporal, clasa a treia, Mitică Ciubotariu. Caporalul Ciubotariu este încadrat ca polițist militar în Brigada 18 Infanterie Banat de la Timișoara. În după amiaza zilei de 25 iunie, aflându-se în timpul său liber, a observat un om căzut în apele canalului Bega. Fără să ezite, a alertat serviciile de urgență printr-un apel la 112 și a intrat imediat în apă, reușind să-l aducă la mal pe cetățeanul aflat în pericol. Intervenția hotărâtă și eficientă a camaradului nostru i-a salvat viața tânărului căzut în apă, care a fost ulterior preluat de o ambulanță și transportat la spital. Pentru curajul său deosebit și pentru spiritul civic excepțional, Ministrul Apărării Naționale i-a conferit caporalului Mitică Ciubotariu cea mai înaltă distinție a Ministerului Apărării Naționale. Vă rog să-mi permiteți să dau citire ordinului Ministrului Apărării Naționale privind conferirea emblemei de onoare a Armatei României. Ordinul Ministrului Apărării Naționale, numărul MP5 din 30 iunie 2015. Având în vedere prevederile articolelor 3 și 5 din Ordinul Ministrului Apărării Naționale, numărul M102 din 2012, privind sistemul de distinții militare din Ministerul Apărării Naționale, în semn de apreciere a contribuției la creșterea prestigiului Armatei României prin profesionalismul de care a dat dovadă și modul exemplar în care și-a îndeplinit atribuțiile civice, pe data de 1 iulie 2015, caporalului clasa a treia, Ciubotariu Costache Mitică, îi se conferă emblema de onoare a Armatei României cu un semn de pace. Semnează Ministrul Apărării Naționale, domnul Mircea Dușa. Thank you.
existențe oare? Domnule prim-ministru, domnule ministru al Apărării Naționale, domnule șef al statului major general, doamnelor și domnilor ofițeri, subofițeri, soldați gradați voluntari și personal civil contractual a regimentului 30 Gardă Mihai Viteazu, stimați invitați. Aniversarea zilei regimentului 30 Gardă Mihai Viteazu reprezintă un moment de bucurie pentru dumneavoastră, dar și un eveniment cu semnificație. În urmă cu 155 de ani, la 1 iulie 1860, domnitorul Alexandru Ioan Cuza semna actul de naștere al batalionului 1 Tiraliori. Astfel a început istoria unităților de gardă, o istorie cu pagini de glorie, curaj și jertfe de sânge pe câmpurile de luptă. Militarii regimentului 30 Gardă Mihai Viteazul continuă tradiția și istoria glorioasă scrisă de înaintași. Pentru cei mai buni dintre militarii armatei române, este o onoare să servească sub drapelul de luptă al regimentului 30 Gardă Mihai Viteazul. De la soldat la ofițer, toți sunt adevărați profesioniști, mândri de faptul că sunt parte a gărzii de onoare. Astăzi, puternicul spirit de corp, seriozitatea, tradiția și camaraderia fac din regimentul 30 Gardă Mihai Viteazul o unitate emblematică a armatei române, gata oricând să îndeplinească misiunile primite. Doamnelor și domnilor, ca recunoaștere a eforturilor pe care le depuneți zi de zi și în semn de apreciere, am dat curs propunerii Ministrului Apărării pentru decorarea drapelului de luptă al unității dumneavoastră cu Ordinul Virtutea Militară în grad de ofițer, cu un semn pentru militari de pace. Strategia Națională de Apărare, recent adoptată, vorbește despre o Românie puternică în Europa și în lume, care știe să-și promoveze și respecte valorile și simbolurile naționale. Voi reprezentați România puternică. Prin tot ceea ce faceți, sunteți un exemplu pentru cei care vă vor urma. Am toată convingerea că veți face întotdeauna datoria cu profesionalism, sub deviza înscrisă pe drapelul de luptă: onoare și patrie. Cu prilejul sărbătoririi a 155 de ani de istorie, vă adresez cele mai sincere felicitări și vă urez mult succes în toate activitățile. La mulți ani! Adresăm rugămintea domnului Gabriel Oprea, primul ministru interimar al Guvernului României, viceprim-ministru pentru Securitate Națională, ministrul Afacerilor Interne, să ia cuvântul. Domnule președinte al României, domnule ministru al Apărării, stimați invitați, dragi colegi, sunt deosebit de onorat să particip la această ceremonie, atât în calitate de premier interimar, vicepremier pentru Securitate Națională, fost ministru al Apărării, dar în primul rând ca militar și ca român. Avem astăzi bucuria de a vă sărbători pe dumneavoastră, așa cum de-a lungul timpului, în momentele aniversare, cu înaltă încărcătură istorică, dumneavoastră ați fost cei care ne-ați făcut mereu să simțim mândria și bucuria de a fi român. Regimentul 30 Gardă, Mihai Viteazul, este o structură cu totul specială a armatei române. Însuși, numele pe care îl poartă al marelui domnitor Mihai Viteazul este o dovadă a faptului că este o unitate de elită. O unitate care de-a lungul vremii,
și a atras admirația tuturor românilor prin modul exemplar în care și-a îndeplinit misiunile încredințate, în special la ceremoniile oficiale. Ca militar al Armatei Române, am o deosebită admirație pentru ceea ce înseamnă regimentul 30 Gardă Mihai Viteazul. Mulți dintre români vă cunosc de la ceremoniile oficiale la care luați parte, ziua națională, ziua imnului, ziua drapelului. Vă respectăm pentru ceea ce reprezentați în cadrul Armatei Române și pentru că ne încărcați sufletește de bucurie și patriotism atunci când vă vedem defilând pentru România. Oriunde, simpla dumneavoastră prezență emană patriotism, demnitate și, nu în ultimul rând, mândrie națională. Acum 155 de ani, domnitorul Alexandru Ioan Cuza semna actul de naștere al primei unități moderne de gardă din Armata Română, Batalionul 1 Vânători, actualul regiment 30 Gardă. Am fost și voi rămâne întotdeauna un susținător al păstrării tradițiilor și al promovării acestora, pentru că tradiția reprezintă singura garanție pe care trecutul o oferă viitorului. Dragi colegi, dragi camarazi, vă felicit pentru modul exemplar în care vă faceți datoria față de români, pentru că sunteți continuatorii acestei tradiții militare și vă urez la mulți ani. Așa să ne ajute Dumnezeu! Adresăm rugămintea domnului Mircea Dușa, ministrul Apărării Naționale, să ia cuvântul. Domnule președinte, domnule prim-ministru interimar, domnilor generali, domnilor amirali, domnilor ofițeri, subofițeri, maiștri militari, soldați și gradați. În primul rând vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a fi prezenți astăzi alături de militarii regimentului de gardă la festivitatea dedicată celor 155 de ani de la înființare. Așa cum s-a precizat, prin ordonanță a domnitorului Cuza se înființa Batalionul de Vânători, respectiv Batalionul de Gardă și Protocol al Armatei Române. În cei 155 de ani care au trecut de la înființarea Unității de Gardă și Protocol al Armatei Române, regimentul de gardă a participat la ceremonii, a reprezentat armata, a participat la festivități, dar mai mult a dat onorul a sute de șefi de stat, de prim-ministri, de ministrii ai apărării. În spatele frumuseții acestor militari care îi privim la ceremonii, îi privim la parada militară, se ascund zeci și zeci de ore de muncă, zeci și zeci de ore de instrucție. Dar poate nu toată lumea știe că regimentul de gardă este numai o unitate de protocol și de reprezentare, ci este o unitate luptătoare, îndeplinește și misiuni de luptă, asigură paza și securitatea unor obiective militare. Stau de gardă 24 din 24 de ore la monumentele importante ale Armatei Române și ale Națiunii Române. Militarii regimentului de gardă au participat la misiuni în teatrele de operații, au participat la activități organizate de către partenerii noștri din NATO, au participat la nenumărate acțiuni care sunt în atribuțiile și obiectivele Armatei Române. Tocmai pentru că regimentul de gardă este o unitate de elită a Armatei Române, pentru că au o deviză care e trecută și pe acel banner, tradiție, glorie și onoare, am dorit astăzi să fim alături de ei, să-i onorăm și să-i felicităm pentru ceea ce fac pentru Armata Română. Și tocmai că dorim să-i onorăm și să-i felicităm, domnule președinte, domnule prim-ministru, în zilele următoare o să emit ordinele pentru a ridica rangul acestei unități de elită Armatei Române, de la rangul de regiment la rangul de brigadă militară. Și pentru că
Regimentul 30 Gardă se numește Regimentul 30 Gardă Mihai Viteazu, împreună cu colaborând cu domnul prim-ministru Oprea, am decis ca astăzi să inaugurăm ansamblul statuar Mihai Viteazu, care se află în vecinătatea locației regimentului de gardă, tocmai pentru a ne exprima respectul, pentru a ne exprima aprecierile pe care le avem la adresa acestei unități a Armatei Române și a Ministerului Apărării Naționale. Vă felicit pentru ceea ce faceți pentru Armata Română. Vă doresc la mulți ani tuturor militarilor care sunteți încadrați în regimentul de gardă și sănătate în același timp dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. Vă mulțumesc! Pentru noi, drapelul reprezintă simbolul sacru ce ne identifică, ne unește forțele și ne conectează cu istoria glorioasă scrisă de înaintași în cei 155 de ani de istorie, pe câmpurile de luptă, în zilele de sărbătoare, purtând în suflet deviza onoare și patrie. Ca un arc peste timp, astăzi avem privilegiul și onoarea de a avea alături de noi pe doi dintre veteranii de război ai unităților de gardă, domnul general major Constantin Ispas și domnul general de brigadă Viorel Cosma. Prin prezența domniilor lor, istoria glorioasă a unităților de gardă a devenit palpabilă, este concretă și participă alături de noi la aceste evenimente. Pentru această înaltă distincție a statului român, acordată în semn de recunoaștere a activității depuse, vă rog să-mi permiteți, excelența voastră, domnule președinte al României, ca numele meu și a întregului personal, să vă adresez sincere și respectuoase mulțumiri. Doamnelor și domnilor, pe timpul realizării dispozitivului pentru defilare, vă invităm să urmăriți un scurt exercițiu demonstrativ prezentat de către detașamentul Drill Team al regimentului cu sprijinul muzicii militare. Acest tip de exercițiu este conceput astfel încât să prezinte într-o formă spectaculoasă mișcări ale instrucției de front executate într-un anumit ritm și într-o succesiune menite a obține un efect deosebit care impresionează de fiecare dată asistența. Militarii regimentului de gardă au fost cei care au instituit în România tradiția acestui exercițiu tip drill team, folosind carabine SKS model 1956, produs în țară la Fugir. În anul 1997, în Belgia, a avut loc prima prezentare în străinătate a acestui exercițiu la sediul SHAPE, iar în semn de apreciere militarilor români li s-a înmânat o diplomă pentru, cităm, profesionalism și aptitudini excepționale. De la prima prezentare a acestui exercițiu, mai multe generații s-au străduit să dovedească mereu că sunt cei mai buni, iar fiecare generație a adus ceva nou și a adus contribuția la evoluția acestui exercițiu.
admirați de fiecare dată pentru virtuozitatea, concentrarea, coordonarea mișcărilor, rezistența fizică și psihică și beneficiind de fondul muzical asigurat de fanfară, care aduce un plus de emoție exercițiului, militarii detașamentului de drill demonstrează că valorile și virtuțile militare nu sunt doar cuvinte mari, ci un mod de viață. În spatele acestor mișcări spectaculoase și perfect coordonate se află multe ore de antrenament și eforturi susținute. Însă rezultatul este elegant și spectaculos, iar publicul este de fiecare dată cucerit, ceea ce suntem încredințați că se întâmplă și de această dată. Domnule președinte, regimentul 30 gardă este gata pentru defilare. Pentru defilare! Onorul spre dreapta! Regiment înainte! Marș! Vă prezintă onorul sub comanda colonelului Bogdan Cernat, efectivele regimentului 30 gardă Mihai Viteazul, în semn de respect pentru înaintașii care au contribuit la scrierea istoriei acestei structuri de elită. Unii dintre vechi ofițeri ai regimentului sunt prezenți astăzi aici, primind onorul colegilor mai tineri. Cei 155 de ani de neîntreruptă tradiție, în clipere de cumpănă și de aprigă încleștare pe câmpul de luptă, ori la sărbătoare, devinând mândru pe sub arcul de triumf, militarii unităților de gardă și-au împlinit întotdeauna jurământul față de patrie.
Vă prezintă onorul muzica regimentului 30 Garden Haiditazul, dirijor locotenent colonel Liviu Voicu. Domnilor și domnilor, vă invităm să participați în continuare la ceremonia de dezvelire a statuiei pestre a domnitorului Mihai Viteazului.